Bună seara, bun găsit la Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi, din prima parte a emisiunii, o să discutăm din nou despre operația care vindecă diabetul de tip 2. În partea a doua a emisiunii, domnul profesor dr. Mircea Beuran o să fie alături de noi în platoul Telemedica și o să vorbim despre cancerul colorectal. Acum se află alături de mine domnul Ensar Duman, e consilier medical, adică persoana care ajută pacienții români să ajungă în Turcia, acolo unde se face operația care vindecă diabetul de tip 2 și unul dintre pacienții care a beneficiat de această terapie, domnul Ion Ghergu. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara! Trebuie să recunosc că n-am auzit foarte mult vorbindu-se despre acest tip de operație până data trecută, când ați venit și ne-ați spus câteva lucruri despre operația care poate vindeca diabetul de tip 2 și m-am observat că există un interes din partea telespectatorilor despre acest tip de operație, așa că de data asta aș vrea să discutăm din nou și să probabil să aducem câteva informații în plus față de data trecută. Sigur că da. De cât timp se practică această operație? Este peste 10 ani de zile care se operează. O să spune și profesorul puțin mai încolo exact de când face. Data trecută am venit cu un alt pacient. Așa este. Astăzi este domnul Ghergu cu mine ca să o să-i spune și dânsul despre operație. Deja am făcut aproape acum 11 luni, aproape un an de zile. O să spună dânsul cum se simte, ce au folosit înainte, ce nu mai folosește acum. Abia aștept să aflu. Exact cum spuneam, cum ai zis și tu, acum o lună. Nu știe nici tu despre operațiile exact. De diabet. Foarte multe cetățeni români nu știa lucrul acesta. Eu, dar din 2013 spun la prietenii mei din jurul meu că există operația aceasta. Am ajuns, a fost greu începutul, lumea nu credea, nu înțelegea, dar la ora actuală am, cred că 150 de pacienți din România care am dus și au operat. Și au făcut acest gen de operație. Exact. Destul de mulți. Și domnul Ghergu a fost odată, noi am discutat. Cred că prima parte a fost cam da sau nu, dar a fost până la urmă cu un prieten care aveam comun. Când a venit și cu el, atunci a convins că trebuie să face, chiar a făcut. O să puneți întrebare de un an de zile ce a schimbat în viața lui, o să-i explică prin ce a trecut și cum se simte acum. Așa e. Chiar aș vrea să vă întreb, de unde ați aflat în primul rând de această operație? Păi, în primul rând, am aflat de la vărul meu, care este un prieten comun cu domnul Ensar. Anul trecut, în decembrie, 15... Dar ce părere aveați când v-a spus de această operație? Vă dați seama că venit să credeți? Vă dați seama că n-am crezut. Cum? Telefonul a fost în felul următor. S-a găsit leac pentru... Diabetul de tip 2. Pentru diabetul care l-ai tu, tip 2. Păi, n-are cum. Face, uite, eu astăzi am întâlnire cu domnul Ensar. Dacă vrei să vii. Vă dați seama, gata, vin. În momentul ăla ne-am dat întâlnire și ne-am întâlnit la clinică cu domnul Ensar. Prima dată vă dați seama că nu poți să... Până nu vezi, nu crezi. Într-adevăr. În situația care eram eu, cu insulina care o luam, care o făceam... Dar chiar de cât timp aveați diabet? 11 ani. De 11 ani. Și mergeam din ce în ce mai rău. Se agrava. Se agrava. Cu toate dietele care le făceam și sport și se agrava. La un moment dat nu știai ce să mai... Că n-aveai cum să... Cum era tratamentul? Era dur. Pentru că făceam 3 insuline pe zi. Chiar și 4. Aveam și pastile, dureri de picioare, dureri de orice. Nu știai ce... Când ești bine și când ești rău. Starea... Dar cum ați descoperit diabetul? Acum 11 ani? Printr-o simplă internare la urgență, aveam impresia că am probleme cu rinichi. Și de fapt aveam probleme cu diabetul. Și atunci m-au găsit
cu diabet. Și de atunci ați tot făcut tratament? Și de atunci am stat în spital o lună de zile și am început tratamentul pentru diabet. Și de 11 ani m-am chinuit în continuu. Și de la an la an, el a crescut, am crescut dozele. În momentul când m-am operat, aveam trigliceridele aproape de 900. Și acum, foarte ridicat. Foarte ridicat. Și acum le-am în limitele normale. Deci a scăzut. Ce înseamnă în limitele normale? Undeva la 120-180, cam acolo. Diferență enormă. De la cer la pământ. Domnule Duman, cum a fost întâlnirea cu domnul Ghergu? Ce întrebări v-a pus? Multe întrebări au pus. Nu-i venea să creadă, nu? Nu era convins. Eu l-am luat cap dur. O să avem și amintirea aceasta. Vărul lui este și un prieten de al meu, m-a sunat în sardice. Vezi că i-am pus obrazul. Cadrul în care dacă nu o să fie bine, eu o să fiu omul aceea rău în familia. Te rog frumos, zice, dacă vezi că ceva nu e ok, să nu operez. Am zis, stai liniștit. Eu știam ce o să fie, adică am trimis și analizele. Medicul au spus, poate să vine să facem analizele, e de operabil. Atunci eu am zis că o să se poate să face lucrul acesta. Chiar am trimis cu sufletul deschis. Acum îți spun eu la vârul lui, uite, vârul tău e lângă mine și foarte bine. Chiar e foarte bine. A fost, bineînțeles, că prima întâlnire, el nu știa despre ce vorba. Și nici nu era convins de operația asta. Exact, pe mine nu știa. El nu știa, adică nu am întâlnit înainte ca să-i spună, da, în seara am auzit lucrurile acestea. E foarte greu. Când încep să discuți lucrurile acestea, oamenii nu crede. Mai ales că, îmi pare rău să zic lucrurile acestea, foarte multe medic, diabetolog, îți spune la pacienții că nu există așa ceva. Că nu există leagă. Diabetul e o boală cronică. Eu sunt un consilier medical. Nu sunt medic. Niciodată nu mă laud că sunt medic. Dar eu când îți spun lucrurile acestea, oamenii te duce și îi spune medicul. Vezi că există un domn, consilier medical sau un turc, spune că există operația de diabet. Și zice, bă, nu există. Dar de ce credeți că nu e deloc cunoscută în România operația asta? Eu înțeleg și pe ei, partea lor. Adică România încă nu se face operația aceasta. Și dacă nu știe, nu poate să-i spună, da, există. Dar în scurt timp, cred că o să fie și partea asta. Deja discutăm cu foarte multe medici pe partea aceasta, după pandemie, dacă nu era pandemie, anul acesta, cred că o să faceam și o colaborare, medicii cei de aici, cu Turcia, împreună, adică intrau în operație, dar o să probabil fie. Că medicii de aici, oricum, trebuie să facă, de fapt, un training cu medicii din Turcia care fac operația asta. Suntem în discuție cu mai mulți medici și din Timișoara, din Constanța, din Craiova, Brașov, București. O să fac un congres, ori aduc profesor, ori iau medicii de cei de aici, o să merg la Turcia ca să vede ei despre, adică să întâlnesc, să știe măcar despre ce vorba, ca să știe și în România. Există operația aceasta, Doamne ajută să începem, deci, să operăm și aici. Am înțeles, deci e speranța că pe viitor se va face și în România această operație. Avem medici buni și în România. Decât sunt convinsă de asta. Să facem mișcarea aceasta, ca să facem cunoștințe medici. După aia o să începe și aici. Într-adevăr. Chiar aș vrea să aflu mai multe despre operația asta și evident că de la cine am putea să aflăm decât de la omul care face operația asta. Și avem un material cu domnul profesor dr. Alter Celic și îi rog pe colegii mei să ne dea materialul, să vedem despre ce e vorba, ce se întâmplă în timpul acestei operații. Ameliyat için hastalar 4 ila 5 gün hastanede kalmaları gerekiyor. Ameliyat temelde bir sindirim sistemi ameliyatı ve midenin sol üst dış kısmı, ki yaklaşık %25-%30'luk bir bölümü anlamına gelir, ile ince bağırsakların başlangıç ve son bölümleri arasında bir müdahale yapılıyor. Bu ameliyatta midenin sol üst dış kısmı çıkarılıyor ve ince bağırsağın son kısmı ince bağırsağın en baş kısmına getiriliyor. Bu işlemlerin tamamı kapalı olarak küçük deliklerden gerçekleştiriliyor. Ameliyat sırasında yapılan işlemlerin tamamı laparoskopik küçük stapler dediğimiz cerrahi zımbalarla yapılıyor.
ve tamamı steril aletlerle yapılıyor. İnce bağırsağın en son 30 santimlik kısmı korunuyor. Bundan sonraki 2 metrelik bölüm ince bağırsağın en baş kısmına, mideyle ince bağırsağın jejenum olarak adlandırılan kısmının arasına yerleştiriliyor. Dolayısıyla ince bağırsağın en son 2 metrelik bölümü artık en başa geçmiş oluyor. Ameliyattan sonraki dönemde vücudu yeterince insülin üretmekte olan bireylerde insülin direnci kırılır ve bedenin ürettiği insülin serbest kalır. Beden artık kendi ürettiği insülini serbest bir şekilde kullanmaya başlar. Ancak 3 durum dahilinde kan şekerinde dalgalanma gözlemekteyiz. Bu hastalığın tekrar geldiği, tekrar nüksettiği anlamından ziyade bu koşullar sebebiyle geçici bir dalgalanmadır. Yeter ki bireyin vücudu tekrar insülin üretmeye devam etsin. Nedir bu 3 durum? 1. Herhangi bir nedenle kortizon kullanmışsanız. 2. Ağır bir enfeksiyon, örneğin bir gribal enfeksiyon, bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız. 3. Yoğun bir psikojenik stres, baskı, anksiyete, efendim söyleyeyim ters bir haber, kötü bir haber almışsanız kan şekeriniz birkaç gün, daha doğrusu bu hadiseler duruluncaya kadar, stabilize oluncaya kadar şekeriniz dalgalanacaktır. Bu hastalığın nüksettiği anlamına gelmez. Bu durumların düzelmesiyle beraber şekeriniz tekrar kontrol altına alınacaktır. Biz hastalarımızın ameliyattan sonraki birinci ay kontrollerini muhakkak kendimiz yapmak istiyoruz. Bu durum bazen yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalarımızda bir soruna dönüşebiliyor. Ama birinci ay kontrolleri çok önemli. O yüzden biz birinci ay kontrollerini kendimiz yapmak istiyoruz. Sonraki dönemde 3. ay ve 6. ay kontrollerini kendileri bulundukları yerde yaptırabilirler ve sonuçlarını bize gönderebilirler. Ama nereden gelirlerse gelsinler biz hastalarımızı muhakkak yılda bir defa görmek istiyoruz. Bu kontrolden ziyade çay içme, hasbihal, sohbet şeklinde geçiyor. Fakat muhakkak ameliyat ettiğimiz her hastayı 1. ayda görüyoruz. 3. 6. ay kontrollerini ülkelerinde ya da bulundukları yerde yaptırmalarına herhangi bir sorun yok. Fakat yılda bir defa gelmelerini, görüşmeyi, İstanbul'u gezmelerini istiyoruz. Mide küçültme ameliyatı bir obezite cerrahisidir ve ömrü de birkaç yıldır. Genellikle bu hastalar ilk 3 yıl içinde kilo verirler ve sonrasında kilolarını hızla geri alırlar. Burada bilinmesi gereken nokta şu. Diyabet temelde bir ince bağırsak hormonal dengesizlik sorunudur. Tip 2 diyabet, ince bağırsak hormonlarının işlemesi gerektiği gibi işlememesinden kaynaklanan bir sorundur. Ve ince bağırsak müdahalesi yapılmayan bireylerde diyabetin kontrol altına alınma oranları %50'nin altındadır. İnce bağırsak müdahalesiyle bu oran %90'ların üzerine çıkar. Ameliyattan sonraki ilk bir ay olabildiğince yumuşak kıvamlı sıvı gıdalarla beslenilir. Hayat boyu devam eden bir diyet söz konusu değildir ama hastalarımızın sağlıklı organik gıdalarla beslenmelerini istiyoruz. Ameliyat uyumluluğunu öğrenmek için biz hastalarımızın insülin depolarını ve bu depoya ait aktiviteyi ölçüyoruz. Yani açlık ve tokluk kan tahlilleriyle bir takım özel testlerle bunları anlamak mümkün. Bu ameliyatlar teknolojinin son ürünü olan laparoskopik malzemelerle kapalı olarak yapılmaktadır. Da, am văzut explicațiile domnului profesor despre operația care vindecă diabetul de tip 2. Aș vrea să vă întreb, domnule Ghergu, ați avut această discuție cu domnul profesor înainte de, da, de operație? Da, am avut. V-a explicat toate aceste lucruri? Mi-a explicat, am avut înainte, după, la control, cu toate că am ajuns târziu la control acum, trebuia să ajung în vară și am ajuns de-abia săptămâna trecută. Și lucrurile sunt foarte bune. Sunt alt om din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere al vieții sunt ca înainte, cum eram până să am diabetul. Ceea ce înainte, când am venit la domnul Ensar, vă dați seama că n-am crezut nici eu, că n-auzisem, toată lumea spunea, nu există. Discuțiile mele cu lumea au fost contradictorii după operația mea, nu există așa ceva. Ia uite că există. Nici după operație, nu vă credeam. Nici după operație. Da, chiar familia dumneavoastră, ce părere a avut despre operație? A fost singura hotărârea mea. Toată lumea din jurul meu, când am ajuns la domnul Ensar, ceea ce îi pun respect, pentru că am dat de dânsul, dacă nu era dânsul, nu știu să știa de... Eu m-am făcut bine datorită lui domnul Ensar. Pentru că domnul Ensar
a putut să ducă oameni acolo, a avut puterea asta și eu m-am făcut bine. Deci viața mea s-a schimbat total. Cine spune că e o prostie, e o prostie care e ceva. Dar eu, la momentul ăsta, nu țin regim, mănânc tot ce mâncați dumneavoastră, poate nici dumneavoastră nu mâncați, că poate țineți o dietă, eu nu țin dietă și sunt ok din toate punctele de vedere. Și mi-a arătat foarte multe probleme de sănătate, ceea ce e un lucru foarte bun. Aveați kilograme în plus înainte de operație? Nu, să știți că n-am avut. Am avut 96 de kilograme, 97 de kilograme când m-am operat. Eu am avut cel mai mult, cu ani în urmă, 126, cel mai mult, dar cu mulți ani în urmă. Și am slăbit prin sport, prin tot așa, din cauza diabetului, am ținut dietă, dar diabetul meu, cu toate insulinele și cu tot tratamentul, ajungea la 300-400 zilnic. Și nu mâncam, mă înfometam și tot eram... Numai cineva mi-a spus, un doctor mare, renumit de aici, nu-i dau numele, din România, nu vă operați că o să muriți și vă nenorociți. E, uite că nu am nenorocit, transmit prin asta dacă mă vede, că mă cunoaște, sunt bine și sunt foarte bine. Ne bucurăm să auzim asta. Sunt mulți pacienți, domnule Duman, care vin la dumneavoastră și vă spun că au fost la alți medici din România și le-au spus că nu se poate, că nu există operația asta sau că foarte multe, există, da. Dar că e cu riscuri. Exact ce am spus adineaur. În primul rând, mulțumesc și eu. Ai avut încredere, chiar foarte mare lucru, să aibă oamenii încredere când iese la un drum. La ora actuală am zis, avem 15.000 de oameni care ne-am dus în Turcia împreună cu echipa mea, care am ținut tot timpul legătura cu ei. Mulțumesc și de aici pentru încrederea care au făcut ei, au dat cu noi. Vine oamenii, noi discutăm. Vine și din echipa mea, doamna Ioana, mai sunt câteva persoane care noi explicăm lucrurile aceasta, dar tot timpul lovește lucrul aceasta. Vorbește unul care nu e medic. Când se duce, se discută cu medici, acolo se și oprește anumite oameni. Domnul Gherbă a avut curaj. A zis, eu chiar merg. După o săptămână, dacă nu greșesc, ai luat o decizie după ce am avut noi discuție. Da, nu, am pus-o pe tema că erau Crăciunul, sărbătorile, chiar era în perioada Crăciunului. Pentru că a fost 15-16 când ne-am întâlnit noi, mi-ai spus că imediat săptămâna următoare poți să pleci, din urma analizilor care eu le-am dat lui domnul Sar, le-a trimis în... Înainte de sărbători v-ați operat, da? Să înțeleg. Nu m-am operat. Trebuia să plec, adică domnul Sar a zis, domnule, sunteți apt, puteți să plecați la analize și dacă e tot ok, vă operează imediat. Dacă e ok, se fac un set de analize, nu se operează așa pe genunchi. Te duci și faci analizele ca să fie bine. Și nu... după sărbătorile, prima săptămână de ianuarie? A doua săptămână de ianuarie am plecat. Am sunat, m-am hotărât și am plecat. Cât aveai glicemie când a ajuns, exemplu, în Turcia sau când ai hotărât? Păi aveam 380 în Turcia când am ajuns. Și ziua de astăzi? În ziua de astăzi am 105, 103, 100, 100... 10 maxim, în condiții în care mănânc dulciuri. Ce nu mâncați înainte? Ce nu mănânc? Mi-a zis și domnul doctor că, domnul Ghergu, ați făcut exces pe corpul sau faceți experiență pe corpul noastră, trebuia să mai așteptați un an. Adică să o luăm ușor. Și a zis, domnule, dacă tot am venit la control, m-am experimentat singur ca să vedem dacă totul e ok. Să știu, și viitor, era totul e ok? Totul ok, e bine. Ultima vreme, noi când am iertat... ultima vreme când am apărut noi mai multe emisiune și mai multe locuri ziar care am dat noi că există operația aceasta, ultima o lună de zile, două luni, oamenii mă sună, pune niște întrebări de niște sumă foarte mici, care aude în Turcia că există operație diabet, locul de caută pe noi, alte parte, prieteni și una alta. Oamenii mă sună, zice, domnule, zice, da, eu am găsit la niște preț foarte, foarte mic. Eu vă spun de aici, deci nu încurcați, cum a zis și profesorul, nu e vorba de micșorare stomac.
Deci să nu crede lumea că se duce, se face operație de micșorare stomac, se rezolvă diabetul. Cum a zis dânsul, dacă face lucrul acesta, un an, doi ani, trei ani, o să revine. Domnul Gheargu nu a avut o problemă de kilogramele ca să facem operație aceasta să se slăbească. Nu. Știți că asta v-am întrebat și eu data trecută, dacă e același tip de operație. Este vorba de sănătate, nu trebuie să fiți zgârcit, nu e o haină, nu e o cămașă, luați, când nu e plăcut, aruncați, mergeți să cumpărați din nou. E vorba este de o operație, este o operație costisitoare, că știu că data trecută foarte mulți oameni asta întrebau. Cât costă? Este, dar depinde de și posibilitatea oamenilor. Noi spunem, pot să spun prețurile, adică 8.000 de euro sau 12.000 de euro. Asta sunt costurile care ajunge maxim. Și ce includ toate aceste costuri? Tot. Operație, spitalizare. Deci, exemplu, cine pleacă de aici, trebuie să programeze 10 zile. În 10 zile aceasta, prima zi, noi facem analizele. După analizele aceasta, începe, dacă doctorul îi spune că da, sunteți de operabil, a doua zi facem check-up. Check-up-ul verificăm tot corpul. Dacă iese tot ok, ori a doua spre după amiază, ori a treia zi dimineața facem operație. După operație trebuie să rămână omul în jur de 4 zile în spital, sub control. Perioada aceasta, oricum, noi ridicăm din pat, se plimbă, dar noi vrem să vedem tot e ok. După 4 zile de spital, încă 4 zile, rămână în hotel, total, șederea o să fie în jur de 10 zile. Banii aceasta este aproximativ pachetul aceasta, ceea ce am spus. Când ajunge în Turcia, am șoferii care vine în aeroport, în spital tot timpul avem translator care este lângă el. Noi punem totul la dispoziție și când întoarce în România, noi suntem aici. Răspundem orice se întâmplă. Avem echipa, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva urgent, avem echipa care intervine, se ajută sau direcționăm către Turcia. Oamenii care decide, care vor să facă lucrul acesta, trebuie să meargă adresă corect. Medicul corect. Asta evident, vreau să vă spun. Evident. Așa este. Cum a fost pentru dumneavoastră, nu știu, sosirea în Turcia? Cum era spitalul acolo? Bănuiesc că ați mai fost. Ați spus că ați fost internat și în spital în România. Da, am fost. Cum să mi se pare? Mi se pare lucrurile mult mai clare acolo, pentru că te duci, ai un confort. Ceea ce spunea și domnul Ensar. Te duce, te aduce, ai translator. Se ocupă toți asistenții, doctorii de tine. Deci ai totul pus la punct. Numai să nu vrei să nu crezi sau nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, am fost sprijinit de echipa lui domnul Ensar foarte bine. Nu mi-a cerut nimic în plus, nu mi-a cerut absolut vreun avantaj. Nu, nici eu n-am cerut nici. Sănătatea e pe primul plan. Cine este bolnav și nu-și vede de sănătate și lasă pe o zi pe alta, se agravează bolile. Normal, așa da? Se întâmplă. Ce spunea domnul Ensar, unii oameni au posibilități, unii oameni n-au posibilități. N-am avut nicio posibilitate mare. Am mers la limită, dar nu m-am uitat la bani, m-am uitat la sănătate, pentru că dacă ai sănătate, ai de toate. Dacă nu ai sănătate, n-ai nimic. Așa e, cred că în perioada asta, noi, mai ales în perioada asta, cred că am văzut tot la cu noi este, ăsta. Sunt oameni, dă orice ca să facă bine. Și din păcate poate e prea târziu. Nu contează bani, nu contează nimic. Sănătatea e pe primul plan. Hai sănătate, ai de toate. N-ai sănătate... Nu poți face nimic. Din punct de vedere al clinicii este numărul unu, pentru că oamenii știu ce au de făcut, au aparatură, au tot ce trebuie. Ia-mă vorba. Sănătatea este unul. Restul în viața noastră este o valoare zero. Dacă punem sănătate locul 1, restul deja vine. 0, 0, 0. Adică de la 1 începem să facem mai mare. Sănătate. Așa e, locul, da. E o logică bună. Credeți că, sau când credeți că vor ajunge și spitalele din România la nivelul celor din Turcia? Pentru că medici buni avem. Medici buni avem. Condițiile, da, din păcate, nu avem. Dar
Speram să fie cât mai repede. Dar ce are Turcia în plus față de România, din punctul ăsta de vedere? Turcia au pus foarte multe parte financiar, adică au schimbat după președintele care a venit în Turcia. Adică Erdogan din 2002 au început. Spitalele până la 2000 era grav în Turcia. Au început să se construiască. Acum, ultima vreme, după pandemie, cred că au deschis cel puțin 6-7 spitale de oraș, spunem noi. Spital de oraș înseamnă 6.000-7.000 de paturi. Spitale de stat, adică, nu private. Exact. De stat. Privat oricum, nici nu vorbim. Adică deja spitalele privat, când intram, parcă lumea știe de hotelurile din Antalya. 5 stele, 7 stele. Așa e și spitalele. Dar acum, culme, deci spitale de stat este mai lux decât privat. Asta a ajuns. Deci ca să faci lucrul acesta, înainte oamenii, doctorii, cred că vrea să lucreze pe partea privat. Acum văd că doctorii rămână și la spitalele de stat, că e lux. Condițiile e mai bun. Și plus adevărat, că au și aparatură, bănuiesc. Am plecat cu un prieten din România, când au văzut spitalul, a rămas șocat. Și domnul are un nume în România. Deci au spus în țar, sunteți peste din Germania, peste din toate țările, ceea ce au construit partea de spital. Doamne ajută să facem și noi pași, ca popor, și eu sunt jumate român. Da, facem și, ceva. Și eu sper că și spitalele facem din România. Facem o mișcare ca să ajunge și în România lucrurile acestea. E exact. Cel mai important. Eu am speranță că vom ajunge și noi acolo. Da, foarte multe lume are frică să meargă în spital. Că de ce? Exact cum zice Adinaur, când am venit cu colega, însă ar fi nu pui mâna acolo, că poate o să fie ceva. Oamenii au frică. Am văzut câteva persoane chiar au pus sufletul, care încearcă să construiește, se ajută să face cu fundațiile spitale, dar trebuie mai mult de atât. Statul trebuie exact. Să ia o decizie, să-i spune, vrem să facem asta, să construim poporul, eu cred că 100%, adică o să pune sufletul pe lucrul acesta. Cel mai mare durere în România, asta sunt acum. Spitalele. Nu avem spitale cum trebuie. Din păcate. Așa e. Da. Sperăm că o să fie. Doamne ajută, o să fie. În scurt timp o să fie și asta. Chiar în perioada asta, cum e în Turcia? Se fac operații în siguranță? Spitalul în care se face această operație care vindecă diabetul are și tratează și cazuri COVID sau nu? Da, unde am avut, cred că domnul Gherbu a fost tot operat de un spital care exista, spitalul aceea și partea pandemie. Să știți că eu perioada aceasta am trimis pacienți cu COVID, cu salvare, și român și turc, care au tratat în Turcia. Pacienți bolnavi de COVID? Da. Care am luat aprobare de la Bulgaria, am o firmă care colaborez cu salvare, ei imediat cere actele, noi cerem aprobare din spital, din Turcia, după ce primim din Turcia stat aprobare că e ok, vorbim cu spitalul dă ok-ul, punem în salvare, trimitem în Turcia. Am trimis, cred că am apropiat aproape 10 pacienți până acum. Deci spitalele există și partea non-COVID și partea exact, COVID. Care tratează la COVID și cealaltă parte, pacienți normal. Nu există spital privat sau stat un lux să nu primească pacienți. Orice pacient îi primește. Normal, evident. Acum, de frica pandemiei sau de frica virusului, n-ar trebui exact. să lăsăm deoparte problemele medicale importante, așa cum e și diabetul, evident. După pauză, aș vrea să vorbim puțin despre ce a presupus recuperarea pentru dumneavoastră după această operație. Cât a durat? Dacă ați avut vreun regim special? La cât timp trebuia să mergeți la control? Da, poți să ne spuneți toate lucrurile astea după o scurtă pauză. Pauză și revenim.